Râmnicenii sunt invitați la film. În perioada 3-5 noiembrie, Centrul Cultural Florica Cristoforanu, Râmnicu Sărat, organizează cea de-a doua ediție a caravanei Serile Filmului Românesc. Festivalul va fi prezentat de criticul de film Irina Margareta Nistor, iar intrarea publicului este liberă. La eveniment vor fi prezenți actorii Nicodim Ungureanu, Georgiana Saizescu, regizorul Cătălin Saizescu și DJ-ul Sorin Lupașcu. În cadrul caravanei vor fi difuzate producții noi, dar și filme vechi, desene animate dublate în limba română, precum și un retro party pe vinil. În perioada 3-5 noiembrie, Centrul Cultural Florica Cristoforanu organizează cea de-a doua ediție a caravanei Serile Filmului Românesc. Este o ediție cu multe surprize, avem filme noi, recent apărute, avem filme vechi, avem desene animate dublate pentru cei mici, dar și un retro party pe vinil. Toate filmele vor fi prezentate și introduse de doamna Irina Margareta Nistor. Vom avea și 4 invitați care vă așteaptă să îi întrebați, să aflați mai multe despre ei, dar și despre filme, așadar vă așteptăm cu mare drag. Ce este foarte important este că intrarea este liberă. Playback, 6,9 pe scara Richter, Libertate, Sosesc păsările călătoare și Visul sunt filmele pe care publicul din Râmnicu Sărat le poate viziona pe ecranul Centrului Cultural Florica Cristoforanu la cea de-a doua ediție a caravanei Serile Filmului Românesc.